Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că o performanță nu este decât o manifestare a unui potențial, de asta vorbim astăzi. Înainte de toate, bine ai venit la această a doua serie de Bruno Says. Anul trecut a fost într-adevăr o performanță, într-adevăr o provocare, pentru că din iunie până la sfârșitul iulie din anul ăsta am făcut aproximativ 420 de videouri, unde am atins un pic de toate temele de spiritualitate, de economie, de dezvoltare personală, etc. Toate aceste videouri sunt fie pe pagina de psihologie, fie pe YouTube, fie pe pagina mea de Facebook. Deci, cine are chef să mai revadă toate videourile din trecut, sunt la dispoziție tuturor. M-am luat apoi și eu o pauză, acum reluam. Nu cu aceeași intensitate ca anul trecut, care într-adevăr a fost un angajament foarte mare. Ne vom vedea o dată pe săptămână, duminica. O să ținem totuși un pic mai mult decât cele 5 minute din anul trecut. Și data fiind că este duminica, presupun că o să apes mai mult pe partea spirituală, pe partea cu legii cosmice, cu adevăruri universale. Evident, dacă e vreo tema pe care te-ar face plăcere să-l dezvoltăm, poți să mi scrii pe pagina sau pe profilul meu și eu, în limita posibilă, răspund și încerc să mulțumesc pe toată lumea. Ziceam, a manifesta propriul potențial a devenit aproape un clișeu în domeniul dezvoltării personale. Toate cărțile, toate seminarii, toți guru din self-help ne spun că trebuie să manifestăm potențialul. Ajunge un microgram de gândire pentru a înțelege că pusă în aceste sense nu este decât o prostie, pentru că la un moment dat fiecare dintre noi este un potențial serial killer, este un potențial narcotraficant, este un potențial infractor, etc. Și nu crede că cineva dintre noi vrea să manifeste acest gen de potențial. Deci problema se pune care dintre acest număr infinit de potențialitate, și subliniez acest cuvânt pentru că e o luptă permanentă și un concept greu de înghițit, care din acest potențial infinit vrem să manifestăm și putem să manifestăm. Potențial exact ca posibil, exact ca puterea, exact ca pozitiv, are ca rădăcină, l-am explicat de mai multe ori, verbul latin pose, adică a putea. Deci, potențial înseamnă pur și simplu ceva care este posibil, ceva care se poate întâmpla, dar care încă nu s-a întâmplat, adică nu este materializat. Dar care există? Conceptul ăsta de existența unui potențial e ceva care ne creează amețeli, dar nu e așa de greu. Vreau să folosesc o metaforă pe care mi place foarte mult, pe care am scris un articol pe care îl poți găsi pe site. Adică în momentul în care am un bloc de marmură, chiar cum spunea Michelangelo, înăuntru de acel bloc este o statuie perfectă, este o capodoperă. Și cum să găsești acest capodoperă? Trebuie să scoți tot ce este inutil. Dar în acest bloc de marmură este un număr infinit de statuie.
care totuși este limitată de la dimensiune blocului. Adică dacă am bloc de un metru cub, nu pot să fac o statuie de 2 metri, evident. Dar tot este infinit. Și asta e foarte important pentru că ne întoarcem la viața noastră. În momentul în care eu am început o statuie, am făcut greșeli, am făcut tot blocul ăsta strâmb, tot am posibilitate, cu ce a rămas, de a face de viața mea o capodoperă. Asta e lucrul cel mai important. E, ce înțelegem prin capodopera? Asta este un concept, din nou, greu de înghițit, chiar dacă este așa de evident. Dacă eu am o semință de mer, adică care este potențialul acestei semințe? Să devină un frumos copac de mere. Nu are ambiția să devină un copac de banane, pentru că nu are niciun sens, nu este posibil, nu este în potențialul lui, deci dacă încearcă, se condamnă la o viață de frustrare. Noi, în sensul ăsta, suntem bombardați de media, de televiziune, influencer, guru, care ne spun că e perfect să fim banane, copaci de banane, și nu înțelegem că fiecare dintre noi este diferit și are un potențialul lui. Și în momentul în care încercăm să ne adaptăm la un potențial care ne este propus de societate, foarte probabil ne condamnăm la o viață de frustrare și, bineînțeles, nu vom atinge. Pentru că, evident, asta e un lucru care trebuie spus, societatea este un organism care ne împinge spre o direcție pe care convine pe ei, nu pe noi. Adică, la un moment dat, societatea ne spune anumite modele de succes, de dezvoltare, de potențial. Când eu aud de a manifesta potențialul la seminarii de firme, de obicei este, fa mai multe bani, produci mai mult, fa cariera. Dar poate în semința ta, poate în potențialul tău, senzația ta de îndeplinire, misiune, cum se spune, poate vine de la tot altceva. Și a te împinge în această direcție nu este decât o greșeală pe care o plătim foarte scump. Apropo, dacă tot am atins o metaforă agricolă, botanică, să spunem așa, dacă noi avem o plantă care nu crește bine, deci care nu manifestă potențialul ei, nimeni dintre noi s-ar lua de planta în sine. Cum știe foarte bine orice agricultor, orice florar, nu știu cum se spune, adică dacă vreau că o plantă, o floare să crească bine, nu pierd timp cu planta, ci am grijă de pământul, să aibă ape, să aibă suplimente, să aibă soare, să aibă aer, să aibă tot ce trebuie. În așa fel că apoi planta să se dezvolte în maximul de potențialul ei. Mie mi se pare că doar în această imagine este o înțelepciune extrem de profundă. Fie dacă e vorba de persoana noastră, fie dacă e vorba de angajații noștri, de copiii noștri, de partenerul nostru. E o discuție prea lungă și poate o reluăm în alta situație. Dar atenție, în momentul în care ne plângem că noi nu reușim să manifestăm potențialul pe care îl dorim, sau copilul nu este cum vrem noi, sau fir, etc., 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 atenție maximă, în loc de a ne lua de omul respectiv, de situația respectivă, poate ar trebui să punem un pic mai multă atenție la mediu, la ce este furnizat. Deci, să ne întorcem la acest concept de potențial. Există, cum am zis, un potențial care, prin definiție, este infinit, moment pe moment. E, cum se manifestă acest, pe plan material, acest potențial infinit? O, acum este la moda
fizica cuantică, toată lumea vorbește de fizica cuantică, aș vrea să aud vreo ecvație cuantică, dar oricum se știe că electronul de fapt nu există ca obiect material, ci este doar o undă de probabilitate. Și în momentul în care interacționează cu conștiința noastră, se spune că unda asta colapsează și devine un obiect material. Să mă ierte oamenii de știință dacă explicația asta e făcută așa de elementar. Deci, de asta se spune că mintea noastră, prin atenția, creează realitate. Asta, evident, sună foarte bine într-o discuție New Age, dar nu prea ne ajută la nivel practic, pentru că în momentul în care eu vreau să materializez aici un milion de euro, de obicei nu ies. Deci, nu asta este genul de materializa potențialul despre care vorbesc. Eu vorbesc de ceva mult, mult mai simplu, dar extrem de puternic, adică de a lua conștiința, de a conștientiza faptul că în orice moment avem acest potențial infinit la dispoziție și puterea de a alege unul dintre aceste viitori posibili. Avem un univers de posibilități, cum o să spun pe titlu. Ce vreau să spun cu asta? Am acest univers care pot, cu o putere pe care ne face asemănătorii zeilor, am putere de a materializa unul dintre aceste, adică trebuie să-mi imaginez cum dacă am un număr infinit de șine de tren, un număr infinit de butoane de apăsat, eu apes unul care din acest potențial se materializează. Dar atenție! E asta e lucru poate cel mai greu de înghițit. Eu am libertate absolută de a alege prin acest viitor potențial. Dar nu am libertatea de a alege consecințele. Eu la un moment dat mă gazesc aici la etajul 13 e sunt liber să mă arunc sau nu din fereastră. Nu mă ține nimeni deschis și mă arunc. Asta e libertatea mea absolută. Dar, evident, în momentul în care mă utăresc să mă arunc, nu pot fugi din consecințele acestui act, că probabil o să mă fac praf în momentul în care ating mai jos. Chestia asta cu libertatea absolută de a alege, dar față de lipsa de libertate de consecințe, este ceva pe care cea mai mare parte a oamenilor nu înțelege. Cineva a spus că cea mai mare parte dintre noi folosește toată energia lui încercând să scape de consecințe de prostii pe care a făcut o oră înainte, un an înainte, 10 ani înainte. Altcineva, într-un fel un pic neplăcut, a spus că creștinismul a avut atâta succes pentru că practic ne promite că putem scăpa de consecințe. Cu niște rugăciuni, cu niște candele, ne rugam, cerem iertare și scăpam. Nu intru evident în această discuție. Repet, ce contează într-adevăr este faptul că moment pe moment avem libertatea absolută de a alege. Eu cred că în momentul în care conștientizăm într-adevăr puterea asta, e ceva într-adevăr amețitor, ceva care într-adevăr mi-e da amețeli, pentru că mi-e dau seama că în orice moment pot să fac ce vreau. Dar dacă pot să fac ce vreau în orice moment, de ce de multe ori avem senzația asta de a fi blocați, de a fi sufocați, de a nu reuși să exprimăm un anumit potențial?
Bine, pentru că asta se ține de faptul că noi avem, într-adevăr, liberul arbitru. Dar, e asta ajungem la punctul cheie, putem să alegem doar printre variante pe care le vede. Adică, la un moment dat, într-o societate de astăzi, mai ales acum, de suntem din nou cu COVID, limitare de mișcare, cu nouă restricție, etc. E, unii se plâng că nu mai pot să facă nimic, alții ved o ocazie de a face bani, o ocazie de a se dezvolta. Într-o situație, unii prosperă și alții mor de foame. De ce? Dacă mediul e așa, pentru că unii ved anumite variante, ved anumite potențiale, alții nu le ved. Dar potențialul este acolo pentru toți. Deschid o paranteză semi-publicitară, să mă promovez și eu, la asta servește într-adevăr coachingul. Adică nu să da sfaturi, dar să ajuți clientul tocmai să vadă niște oportunități. Oportunitate, apropo, știi că mi place latina, oport, că te aduce la port, oportunitate. Deci, coachingul este exact ceva care te ajută să vezi o variantă, să vezi un potențial, să vezi o posibilitate pe care înainte nu o vedeai. Dar atenție, era deja acolo înainte. Și aici intră o discuție pe care, într-adevăr, eu am bătut la cap de 10 de ani cu întrebarea asta. Adică, noi de multe ori căutam niște secrete, adică de asta e așa de mare industrie de dezvoltare personală, că ne promite superputeri, ne promite obiective, ne promite realizare și încercăm mereu să avem noi resurse. Dar întrebarea este, lăsăm un moment fizica cuantică, lăsăm un moment New Age, lăsăm un moment toată burala și bataia de câmpi pe care se aud în cercul acesta de fanteziste. Concret, banal, practic, ce ai putea să faci cu ceea ce deja știi, cu ceea ce deja ai, cu resurse pe care sunt la îndemâna ta, cu timpul pe care ai? Te-ai gândit vreodată la chestia asta? Pentru că în momentul în care realizezi că ai un univers de posibilități la dispoziție, devine o problemă apoi să te plângi de faptul că nu realizezi nimic. Pentru că, repet, doar cu ce ai, cu timpul, ai putea, repet, și nu vorbesc de lucruri ciudate, vorbesc de a învăța o limbă străină nouă, a te scrie o facultate, a da drum la afacere, a avea grijă de trupă, adică niște chestii practice. Deci nu vorbim acum de fantezii. E, le faci? Probabil nu. Și în sensul ăsta, era un gând care m-a venit, la un moment dat, dacă tu ai deja atâta resurse, atâta talente, atâta posibilități și nu le folosești, de ce Universul sau Dumnezeu sau ce vrei tu ar trebui să te dea mai multe dacă deja nu folosești ce ai? Deci, discuția asta cu potențialul merge foarte departe, pentru că, cum spune o celebra poezia lui Marian Williamson, care de fapt a fost atribuită lui Nelson Mandela, dar de fapt nu a fost așa, oricum e foarte celebră, se găsește oriunde pe net, că spune: noi, frica noastră cea mai profundă nu este de a nu fi la înălțime, nu este de a nu face față. De fapt, frica noastră cea mai profundă este că suntem puternici peste măsura și ne e frica de această putere. Deci, în multe situații, cu asta mă confrunt eu în calitate de coach, pentru că în momentul în care pun clientul să descopere
să-l oblig să descopere această variantă, mi dau seama că e un moment de panică. Pentru că, evident, înseamnă, cum spune filmul ăla ce este cu Spider-Man, nu? Adică cu cea mai mare putere vine cea mai mare răspunderea. Adică în momentul în care îți dai seama că ai putere de a face ceva, trebuie să faci faptul, fața faptului că este în puterea ta să-l faci sau să nu-l faci. Și nu mai poți să te ascunzi că nu am șanse, nu pot, pentru că de fapt poți. Dar, scuze, poți să alegi, este în puterea ta să faci sau să nu faci. Deci, să închidem toate povestea. Noi, în orice moment, avem un număr infinit de posibilități, de variante printre care putem să le alegem. Dacă ni se pare că suntem blocați, este pentru că repetăm zi de zi, zi de zi, zi de zi, aceeași alegeri. Apăsăm mereu pe aceeași buton. Pentru a folosi o metaforă care am scris într-un articol, e ca și cum dacă am avea un pian care are 88 de clape și noi folosim 2-3. Dar le avem pe toate la dispoziție. E, în momentul în care noi vedem că există o altă variantă, ține de răspunderea noastră să alegem sau parcurgem sau nu. Ca fapt divers, e un lucru pe care îl fac foarte des la seminarii, eu pun lumea să scrie care sunt obligațiile pe care le are peste următoare 2-3 luni. Și evident, lumea începe să scrie, am de făcut asta, bla, 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 scrie. Și eu după 3-4 minute eu opresc și spun, vedeți că tot ce ați scris este fals. Pentru că nimeni este obligat la nimic. Nu este obligat să mergi la muncă, nu este obligat să faci bani, nici nu este obligat să mănânci și nici nu este obligat să respiri. Evident, cum am spus înainte, fiecare alegere va avea niște consecințe. E evident, niște consecințe pot fi destul de neplăcute. Dar asta aduce la conștientizare că fiecare lucru pe care facem nu este o obligație, ci este o alegere voluntară. E asta pentru mulți este un șoc, pentru că ne obligă să trecem la luare de răspundere pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce atingem, pentru ceea ce facem. Așa de obișnuiți suntem să dăm vina pe guvern, pe familia, pe partenerul, pe situația, pe economia, pe tot ce vrem noi, că în momentul în care realizăm într-adevăr că totul este în puterea noastră, poate să fie un șoc. Deci, hai să te las cu ultima, nu întrebare, dar cu o considerare. În momentul în care spui că te-ai gândit la toate, nu este adevărat. În momentul în care mi spui că le-ai încercat pe toate, eu ți spun că nu este adevărat. În momentul în care mi spui că ai folosit toate talente și toate resursele pe care le ai la dispoziție, eu ți spun că nu este adevărat. Deci, să ai curajul să accepti că este puternic peste măsură și accepta faptul că este în puterea ta să faci din viața ta o capodoperă. O zi bună, în continuare!